Aș vrea veșnic să trăiesc și să-i spun ce mult o iubesc. S-o mângâi, s-o protejez și de rele s-o feresc, că-i floarea mea. N-are voie nimeni să vă supere pe ea, că-i viața mea. Când mă doare inima, simte doar fetița mea, că-i mila mea. Nu sunt pe lume cuvinte ce-și dorește un părinte. Și-ar da inima din piept, fără niciun greu. Fata mea, fata mea, te-aș putea, eu ți-aș da și stelele. Sigur că da. Draga mea, astăzi de ziua ta, cineva care te iubește mult a vrut să facă o zi frumoasă și avem câteva daruri pentru tine. Dar cine să fie, că să știi că cine a vorbit cu noi avea un număr străin. Era în străinătate. Aici, aici aproape, noi știm că ești iubită de toată lumea. Dar mai e cineva. Ia, mai este cineva? Cine o fi oare? Aici un tortuleț cu multă dragoste pentru tine. Și o să te rog, lasă un pic tortulețul pe masă. Un buchețel de flori, avem un ursuleț. Un ursuleț mare. Un ursuloi avem pentru tine. De ce culoate și ei? Băiatul acela care a vorbit cu noi și a spus că să nu-i mai duci dorul. Da, dar nu-i mai duci dorul. Când te gândești la el, îl iei pe urs în brațe. Da, așa fac. Bun. Și cine să fie Ionela, băiatul care a vorbit cu noi? Legat cu baloanele. Avem și baloane multe aici la petrecere. Cine să fie? Pe lângă ea, mami, până... Nu știu. Face mami, tati, hai să nata. Vedem. Nu, în niciun caz. Sofia? Sofia? Vii aici lângă noi, draga mea. Hai, da? Da. Haide, uite, îți dau ție buchețelul să o ajut pe Ionela. Hai. Așa. Hai, tata. Crescolo, crescolo. Avem și o perinuță. Imediat ea trebuie și cu ea. Ia. Dar n-am aflat până la urmă numele băiatului. Dacă mi spune după aia. Păi acum, nu după aia. Acum. Deci nu vrei să ne dai numele. Poate apără și eu pe aici. Mai târziu că acum e în public. Dacă vrea să vii el, așteptă. Da, lui Ionela nu. Ionela, e ceva care nu trebuie să știe tati și mami? Da, nu e voie să știe, nu? Opa! Bun, păi atunci de unde spunem că e, ca să nu afle idee? Spunem de la mama. Acum, zicem așa, e de la mami, de la tati și după ce la frate și până. Bun, păi și cu băiatul, ce facem? Nu, cu băiatul nu se spune. Nu spunem? Nu, bun, nu deci... Aici mai... E din partea lui mami, a lui tati, la frate și la frumate. Așa spunem, ca să nu spunem de băiatul ăla. Vezi că mai uitași pe cineva, spun eu imediat. Draga noastră, la mulți ani, acum 20 de ani, Dumnezeu ne-a binecuvântat cu cel mai frumos și dulce cadou. Tu, Ionela, ai apărut în viața noastră. Dragul meu, vii un pic? Bun. În ochii noștri nu e nimeni care să-ți egaleze frumusețea. Nici un cuvânt care să descrie cât însemn pentru noi. Nimic ce ne-ar putea face să te iubim mai puțin. Orice vârstă ai avea, pentru noi vei rămâne mereu fetița noastră. Să-ți fie zilele senine și să ai parte numai de bucurii și realizări. Te iubim cu mult drag. Stop! Cu mult drag cine? Haide, spune acum. Tati, mami, David, Alexa, aici, mami. Ana și Sofia. Și mai avem Sofia și Dominic. Păi vezi, păi vezi. Ia uite, sperăm că ne-a trimis mami aici poze cu toți, să nu fi ratat mami niciunul în tablou. O persoană o avem în tablou, dar în păcate nu mai e lângă noi. Înțeles? Bunica. Bunica aici. Da, bunica, da. Panie personalizată, la mulți ani pentru cea mai bună fică. Nu o să ți-o dau, o să o las aici pe masă. Păi, Andra,
mama mea, toată lumea a avut surpriză. Toată lumea a simțit emoțiile venirii noastre în casă. Tu ai scăpat de noi? Nu se poate așa ceva. E posibil așa ceva. Dar o să-ți dau și eu un pupic. Și să te bucuri mereu de ceea ce ai alături. Avem pregătită și o melodie, dar până da. La melodie... Hey, mama. Lasă-te și tu la nivel mare. Să-ți dea Dumnezeu multă sănătate, multă fericire, alături de noi, alături de tăi dragi, și să trăiești 120 de ani, să fii împreună cu noi. Și noi pe lângă cine. Multă sănătate, te iubește tare. Bun. O perinuță care ți-am promis-o și aici de asemenea avem pe toată lumea, așa care este alături, indiferent de ce s-ar întâmpla. Și să-i spun ce mult o iubesc, s-o mângâi, s-o protejez și de rele s-o feresc, că-i floarea mea. N-are voie nimeni să mă supere pe ea, că-i viața mea. Când mă doare inima, simte doar fetița mea, că-i mintea mea. Nu sunt pe lume cuvinte, ce-și doresc eu un părinte, și-ar da inima din piept, fără niciun regret. Fata mea, mami, mami! Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani! Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani! Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani! Hai și ai mat! Cine să trăiască? Cine să trăiască? Cine să trăiască?
și băieții, și băieții. Draga mea, spui o dorință în gând și sufletare în lumânăricile tale. Bravo, aplauze, vă rog! La mulți ani fericiți, la mulți ani să trăiți. Mulți ani, la mulți ani, la mulți ani fericiți să trăiți. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască. Ionela, și cum te simți la 20? Bun, păi și draga mea, cum să face că surpriza veni de la mami, tati, frățior, cumnățică și în general familia și tu când pusești dorința în gând, când suflași în lumânări, te gândești la băiatul acela de a vorbi întâi cu noi. E corect sau nu e? Nu e, dar e bine că s-a nimerit, nu? Nu mai că interacăm pe toți. Bun. Hai, suflați aici, hai, care? De părinți, de toată lumea posibilă pe lume. Se găsească un gazic. Lasă că l-are de ce facă. Nu, nu, nu. Și să fii sănătoasă. Mă, un gazic! Bun! Aduci până la urmă, alea pune copul masă, să tăi la copii tot. Bun! Ce obosă? I-a luat în flăcă, nu e de la mamă. Bun! Draga mea, surioară, să trăiești în medal la mulți ani. Bun, o îmbrățișare și un pupic. Perfect! Bun! Perfect! Filuța mea, îți doresc multe sănătate, tot binele de lume, să te țină Dumnezeu mie de alături de noi, tot așa să fim pe fiecare an, când împlinesc la fiecare an și multe sănătate. Bun! Bun! Perfect! Ionela, dar tu nu mâncași? N-am mâncat. Deloc? Bun, și la toată lumea care e alături de tine azi. Și la toată lumea care este aici. Le mulțumesc că a venit. Bun, și pentru băiatul de a vorbi întâi cu noi. Rămâne să că e. La mulți ani! Spune! Vă mulțumesc mult! Vă iubesc! Bravo! Hai cu galagie! Ionela, dai o feliuță! Bun, Ionela, după cum se pare, ai tăiat prima feliuță din tortul tău de 20, ai pus-o pe farfuriuță. Întrebarea mea e următoarea pentru tine. Cui îi oferi prima feliuță? Alege o singură persoană din toți cei prezenți de aici. O singură persoană. O singură persoană. Nașa, păi, Diana, Nașa, din toată adunarea, Ionela v-a ales pe dumneavoastră să vă dea prima feliuță. Întrebarea mea e următoarea. Cui oferiți prima linguriță din feliuța aia? Donuța. Finuța-i dau, ia uite. Păi și Lunașu? Nașu face cu nu are plăcerea de mine. Nașa. Perfect.
Aș vrea veșnic să trăiesc și să-i spun ce mult o iubesc. S-o mângâi, s-o protejez și de rele s-o feresc, că-i floarea mea. N-are voie nimeni să vă supere pe ea, că-i viața mea. Când mă doare inima, simte doar fetița mea, că-i mila mea. Nu sunt pe lume cuvinte ce-ți dorește un părinte. Și-ar da inima din piept fără niciun greu. Fata mea, fata mea, de-aș putea eu ți-aș da și stelele. Fata mea, fata mea, de-aș putea ți-aș aduce soarele. Timp și viața mea ți-aș da și luna ți-aș cumpăra. Sufletul și inima mea. Fata mea, fata mea, te-aș putea eu ți-aș da și stelele. Fata mea, fata mea, te-aș putea ți-aș aduce soarele. Eu și viața mea ți-aș da și luna ți-aș cumpăra. Sufletul și ca a mea, eu doresc la toată lumea. Eu mă simt cel mai bogat de când a venit pe lume fata mea. Am să alerg pentru ea, să-i fac frumoasă viața. Cât mă țin puterile, să-i fac toate poftele lui fata mea. Nu sunt pe lume cuvinte ce-și dorește un părinte. Și-ar da inima din piept fără niciun greu. Fata mea, fata mea, te-aș putea eu ți-aș da și stelele. Fata mea, fata mea, te-aș putea ți-aș aduce soarele. Eu și viața mea ți-aș da și luna ți-aș cumpăra. Sufletul și inima mea. Fata mea, fata mea, te-aș putea eu ți-aș da și stelele. Fata mea, fata mea, te-aș putea ți-aș aduce soarele. Eu și viața mea ți-aș da și luna ți-aș cumpăra. Sufletul și aș vrea veșnic să trăiesc și să-i spun ce mult o iubesc. S-o mângâi, s-o protejez și de rele s-o feresc, că-i floarea mea. N-are voie nimeni să vă supere pe ea, că-i viața mea. Când mă doare inima, simte doar fetița mea, că-i mila mea.